Avioane militare ruse au efectuat pentru prima dată bombardamente în zona orașului sirian Palmyra, un fief al rețelei teroriste Stat Islamic. Avioane ruse au distrus poziții teroriste din regiunea Tadmol Palmyra, a comunicat Ministerul Rus al Apărării. În ultimele 48 de ore, aviația militară rusă a atacat 237 de obiective teroriste din Siria, precizează instituția. Rusia a inițiat pe 30 septembrie raiduri aeriene în Siria pentru susținerea regimului Bashar al-Assad. Moscova susține că atacă exclusiv poziții ale rețelei teroriste Stat Islamic, însă opoziția siriană, susținută de Occident și Alianța Nord-Atlantică, acuză Rusia că bombardează poziții insurgente.